România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, știrea la care societatea noastră ar trebui să se uite mai mult zilele astea, vine din Germania. De fapt, constructorii români ne-au tras de mână să ne arate ceva ce s-ar putea să fie iarăși un eșec al societății românești. Germania a dat drumul la șantierele PNRR, știți voi, Planul Național de Redresare și de Reziliență. Și fiind mare nevoie de muncitori acolo, salariile unor muncitori necalificați au ajuns până pe la 3.000 de euro. Șantierele noastre din PNRR nu s-au deschis încă, sunt la faza administrativă, adică la noi statul face documente, pregătește licitații, contracte, mergem noi mai încetişor, știți care e faza, da? Nici muncitori nu prea sunt, da? Pentru că ei se gândesc la Germania sau în alte părți și site-urile de muncă spun că un muncitor în construcții ar începe să muncească aici în România de la 4.000 de lei și ar ajunge până la 10.000. Cam asta s-ar plăti la noi aici. Sume mari, adică frumoase pentru România, dar o să vedeți imediat că ele sunt la limită. În completarea acestei știri pe care v-am dat-o, trebuie să mai luați una de astăzi de la Institutul Național de Statistică. Știrea asta spune așa, că în România o familie aduce în casă într-o lună cam 6.000 de lei, un pic peste. Dar din aceștia, fiți atenți că aici e interesant, 87%, cam 5.300 pe lună, se duc pe mâncare, taxe și facturi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că încă suntem săraci. Nu e firesc să muncești și tot ce faci într-o lună să se ducă pe mâncare și facturi. Suntem la limită. Nu uitați că România este o țară în care 14% dintre oamenii angajați cu carte de muncă sunt acolo, la pragul sărăciei. Astea statisticile europene. Da? Ori, cele două știri pe care tocmai vi le-am zis spun un lucru foarte complicat pentru noi. În România te descurci la limită și mai mult țara noastră pierde competiția net cu state care folosesc aceeași forță de muncă. Practic, ești invitat să pleci de aici, nu ca să te îmbogățești, nu ca să dai vreo lovitură, ci ca să ții familia pe linia de plutire. Înțelegeți? Asta e semnificația celor două știri. Adăugați că aici România este mai aproape de zona de război, că poate intra într-o zonă instabilă mai repede decât alte state, că mulți dintre semenii noștri atacă în permanență blocul european care trimite bani în România. Și atunci întrebarea pentru o familie tânără este, domnule, de ce să-și crească copiii aici, în condițiile astea? Ăsta e tabloul general. Suntem în fața unei crize inflaționiste, posibil a unei agricole și cu siguranță va trebui să lucrăm într-o lume reformată, cu altfel de geopolitică. Cum răspundem la toate astea? La ora la care vorbim, în fața guvernului sunt câteva mii de sindicaliști de la BNS care spun ei că vor o viață mai bună, ca noi toți. Asta înseamnă securitate energetică, securitate alimentară și spun ei, domnule, chiar și un pic de reașezare fiscală, adică mai dați-ne drumul din impozite să mai trăim. Dar cum o să facă asta statul român? Poate i-ați auzit și o să-i mai auzim din nou pe parcursul emisiunii pe oamenii care sunt în piață acolo. Colegul meu, Raul, i-a înregistrat. Guvernul răspunde și el cum știe pe puterea guvernului român. Adică spune, domnule, în două săptămâni noi aici o să avem un pachet uriaș prin valoare de ajutor economic, să-i spunem. Adică undeva la 3,4% din PIB, zice ministrul Căciu. E vorba de vouchere pentru populație, cei care câștigă mai puțin. Aici se adaugă subvențiile la curent electric și la gaze, pe care statul le plătește câte ceva. Ajutoare pentru firme, ok, toată lumea o face, toate statele dau bănuții ăștia, dar e o situație care nu poate fi rezolvată la infinit. E nevoie de ceva mai mult. Iar astăzi trebuie să stabilim care este acel lucru. Așa că eu vă chem la dezbatere și vă întreb în felul următor, dar întâi telefonul 0372069599, îl repet, să-l știe toată lumea, 0372069599, vă întreb așa, care este suma decentă de bani de care o familie are nevoie astăzi în România ca să trăiască, domnule, normal, firesc? Deci ce sumă de bani vă trebuie ca să trăiți în România decent? Vă ajung banii de cheltuieli, așa cum zice INS-ul? Da? Dacă tot au pomenit oamenii ăștia de la BNS că ar trebui să ni se mai taie din impozite, de unde? Și, în definitiv, care e de fapt soluția la toată povestea asta
care să reașeze un pic România. Numai ajutorul ăsta de la guvern să vină cineva să ne dea? Despre asta e vorba aici. 0372069599. România în direct este și pe Facebook. Dacă mai e vreme, mă uit și la mesajele de acolo. Codrin este primul care vorbește la Europa FM. Salutare, Codrin, bine ai venit la noi. Bună ziua. Legat de toate întrebările de pe care le-ați pus în tema astăzi, cred că cel mai important ar fi de discutat de unde sunt toate aceste scumpiri, de unde provin și dacă se poate face ceva cu ele. Pentru că aud de pachet de măsuri, sincer nu mi se pare corect. Acest pachet de măsuri mie mi se pare o formă de ajutor social. Suntem sătui toții de ajutoare sociale. Eu nu, mai pot să mă întreb în ăsta. Este, dar e pentru niște oameni... Păi uite, okay, eu am 31 de ani, muncesc de pe la 20, am ajuns, am un venit cât de cât decent. Cu toate astea, toate scumpirile din ultimul timp, mă fac să nu mai primit atât de multe cât credeam că o să-mi primit cu banii pe care am. În continuare, din pachete de măsuri pentru cei care au mai puțin. Asta nu mi s-a părut niciodată. În fine, poate și eu părtinitor aici. Uite, hai să-ți spun. Asta este ca să o lămurim pe asta, să înțeleagă toată lumea. Deci guvernul zice așa, domnule, să dăm 50 de euro la două luni pentru familiile cu venituri mici, vârstnicii cu pensii sub 1500 de lei, persoane cu dizabilități și familii monoparentale. 150 de lei pentru elevii cu burse sociale pentru haine și rechizite, și, mă rog, mai e aici pentru transportator, dar e o listă mai lungă. Dar ți-am spus exact cui să dau banii ăștia sub formă de voucher în mână. Adică nu mi se pare așa o dramă că niște pensionari care au o pensie de 1200 de lei o să primească 50 de euro la două luni. Și acest ajutor pe care îl vor primi o dată sau de două ori să-i ajute ceva în eventualitatea în care prețurile continuă să crească nejustificat? Nu cred. De asta zic, tot mai aici ar trebui să vedem unde e problema, pentru că eu nu m-am săturat să văd ministrul economiei sau responsabilii de la Consiliul Concurenței cum ies la TV și spun, bă, nu e nimic în neregulă, noi am fost, am verificat, totul e ok. Și o să vin cu două exemple. Primul, eu îmi cumpăr o pâine care anul trecut costă undeva în jurul la 5 lei. Anul ăsta s-a dus între 7,50 lei și 9,50 lei în funcție de locul de unde o cumpăr, de la marii retaileri. Prin prisma meseriei am ajuns la firma producătoare, la fabrica ceva ce acea pâine, iar la poarta fabricii pâinea se vinde cu 3 lei. Și am întrebat, e expirată, se întâmplă ceva? Nu, așa se vinde de un an și ceva. Dacă la poarta fabricii se vinde cu 3 lei, mă gândesc că pentru marii retaileri se vinde și mai ieftin. Tocmai de-aia țin să cred că multe scumpiri sunt absolut artificiale. Adică zici tu că retailerii bagă banul în buzunar. Retailerii profită, da. Tot mai dea-s un pachet de măsuri care ar fi, prin, nu știu, reducerea TVA-ului sau a unor accize, nu era ajutat decât pe retaileri. Fără să mai au și ei costurile lor, au și ei, ok, nu ne. Dar se știe cum a fost cu TVA-ul la pâine, când a scăzut la 5%, două luni a scăzut prețul la pâine, după aia revenea normal, da, poate chiar mai mult. E un lanț mai amplu, adică, bă, uite, sunt curios, dar acum o să mă interesez eu și eu să văd care e marja de profit. Eu nu cred că marjele sunt foarte mari și îți explic de ce, că oamenii ăștia consumă la rândurile benzină, curent electric, gândește-te ce facturi necompensate plătesc ei. Da, da, sunt conștient, dar totuși cred în continuare că prețul la unele alimente este crescut artificial. Tocmai pe baza prețului la combustibil, pentru că discutam și de combustibil. Asta se întâmplă, o vedem cu toții, de 1000 de ani. Dacă prețul barilului crește cu, nu știu, 10 dolari, a doua zi prețul la pompă crește. Indubitabil, nu ne există. Dacă prețul barilului scade, cum a fost în urmă cu 2-3 săptămâni, vine și ne se spune, da, dar la pompă se resimte abia peste 5 săptămâni, că ăsta e procesul. Serios? Cam 4. Dar dacă azi a crescut prețul la baril cu 10 dolari, mâine crește prețul combustibil cu 10%, trece cu 20 peste 2 zile cu 20%, iar când a scăzut la 100, nu, peste 5 săptămâni o să vedeți. Asta e anecdotică. Serios? Asta e anecdotică. Nu, nici tu, nici eu n-am stat să ne uităm pe astea. Și prețul la benzină a mai scăzut de când sunt scăderile alea în lumea asta. Da, deci tu vrei piață bani, controlată. Bani, deci, Codrin, tu vrei piață controlată în piață. Ok. Da, bun. Da. Eu am trăit... Nu este nimic controlat. Codrin. Tocmai pentru că statul îi convine să încaseze bani. Yeah. Simplu. Codrin, ascultă-mă o secundă. Da. Eu am trăit în vremea în care piața era controlată. Eu, spre deosebire de tine, am văzut cu ochii mei ce înseamnă piață controlată.
piața controlată înseamnă că nu se găsește nimic. Și cu asta... Dar nu spun la modul să nu se producă o bătaie de joc, o nesimțire. Asta mi se pare că se întâmplă acum. Ai exemple în care statul român a sancționat cartelurile, dacă asta e marea problemă. Nu, știu, țin să tăietam filmele cu mafie, unde din când în când trebuie spus un vinovat. Da. Pentru că, în rest, toată această creștere de prețuri înseamnă bani mai mulți la stat. Da, mulțumesc tare mult! E o soluție. Dacă vreți să trăiți într-o țară cu prețuri controlate, poate să fie o soluție, dar nu cred că intervenția statului, controlul și aruncatul cu bani în populații sunt soluții. Azi ne uităm la cauze. România nu își dezvoltă tipul de afaceri care să aducă mult mai mulți bani, să aducă valoare adăugată. Noi ne pregătim populația în mare măsură să dea cu cârca, pe la noi sau pe la alții. Nu ca să gândească să facă acele produse care aduc foarte, foarte mulți bani. Ca să vă dau un exemplu. Laura, salutare! Bine ai venit! Bună ziua! Să sunt de acord cu antevorbitorul meu. Într-adevăr, ajutoarele către populație ajută pe cei care chiar nu au nimic și, mă rog, prețurile sunt exorbitante, dar întrebarea mea, ca și a celui care a vorbit înaintea mea, este de unde provine această creștere? Și are dreptate cu creșterea la pompă. Eu, noi suntem o familie de 6, deci eu, soțul și 4 copii. Avem salarii decente, ne descurcăm, în sensul că le permitem cheltuielile, mai putem să mai, nu știu, ne permitem să trăim, să spunem așa. Dar în fiecare zi eu fac drumuri din periferia orașului, din București, către centru. Sunt chiar acum în trafic. Merg de 4-5 ori, nu, exagerez, de 3-4 ori pe zi București înapoi. Consum motorină foarte multă. Prețul, deși a scăzut barilul cu 30%, exact ce spunea antevorbitorul meu, a crescut de la 8 lei, a ajuns la 8,39 la pompă la motorină. Astăzi m-am dus să cumpăr lapte pentru cereale. Același lapte pe care îl cumpăram acum o lună cu 10 lei, astăzi era 18,50 lei. Laptele era 18 lei? Da, vorbesc foarte serios. Era un tip de lapte bio. Celălalt lapte, la Dorna, mă rog, era 8,70 lei. Păi... Cumpăr în fiecare zi de la un alt retailer. Stai să vă spun că toată ziua... Deci cu asta ne confruntăm, cu prețurile pe care le găsim la raft. Mă duc să cumpăr coșul meu de cumpărături, de exemplu, o dată pe săptămână, era 250 de lei, 6 oameni. Acum este 400. Mm-hmm. De unde vin scumpirile astea? De unde provin? Ok, ajutăm populația să producă mai mult. Noi nu avem industrie. Ați spus că nu avem... Nu e adevărat că nu avem industrie. Nu este adevărat. Nu avem industrie. Noi nu producem ca și Germania 4 feluri de mașini. Nu producem, avem... Atenție. Ce exportăm? Producem... Ce exportăm în afară de cunoștințe? Nu avem producție în țară. Stai puțin. Laura, nu te arunca în mituri. Mașina făcută în România este cea mai bine... Sau Dacia, ca să spunem despre ea. Da, este cea mai bine vândută mașină din Europa, da? La fel, da, România a exportat anul acesta mai multe mașini cu cele două fabrici ale sale, mai multe mașini decât exportă Ungaria cu cele 3-4 fabrici ale sale, unde sunt mai multe. România are industrie și dacă o compare cu industria de acum 30 de ani, ea produce, cred, nu dublu, cred că de câteva ori mai mult. Nu e ca și cum România nu are... Nu, are tot industrie de subansamble, are tot felul de industrie România. Nu mai priviți lucrurile așa în dramă. România nu e un câmp gol în care nu se face, nimic. Nu este. Dar întrebarea mea este, noi vrem să ajutăm oamenii să-și poată plăti cheltuielile. Întrebarea mea este, de ce cresc aceste cheltuieli? De unde vin aceste lipsuri? O să fac acum, înțeles, îmi dau seama Rusia că trebuie să fac... Război. Da. Am intrat în război cu Rusia și nu mai avem pe limbajul românilor, ca să spunem. Nu mai avem de unde să aducem gaz și petrol. O să aduc aici un specialist în inflație, o să aduc un specialist în economie și inflație care o să vă spună, dar inflația, să știi că în momentul ăsta, este un fenomen global. Din America până în China... Da. Și în România, și în Africa, toată lumea suferă de inflație. După pandemie, nu mai avem lanțurile de transport pe care le știam,
da? Adică produsele din zona asiatică nu mai pot să vină la fel de ușor. Uh-huh. Și toate statele lumii au făcut un lucru care va genera inflație nu numai astăzi, dar și peste 10 ani. Toate statele lumii, inclusiv Uniunea Europeană, au tipărit bani. Uh-huh. Au dat bani oamenilor care stăteau acasă sau erau afectați de criza din pandemie și banii ăia sunt în piață, foarte mulți. Numai în România au intrat la finalul anului trecut de la Uniunea Europeană 3 miliarde de euro, care, slavă Domnului, țin cursul ăla al euro la sub 5 lei, dar înseamnă că sunt bani pe aici, înțelegi? Da. Dar banii nu... Am mai trecut prin asta în 2008 și am mai trecut odată prin asta mai de mult când s-a inventat fondul la care tipărește bani. Deci toată lumea o să fie în aceeași... E o buclă care a mai fost și care va mai fi și care se va sparge. Ei, nu, s-a spart. Asta e. Adică noi acum îi simțim efectele. Oamenii au venit în chestiunea asta. Întrebarea este ce putem noi să facem să oprim aceste efecte. Asta e. Economii. Da, economii din aia 10%. Mulțumesc tare mult. Da. Statele ar trebui să adune niște bani din piață acum, da? Am văzut domnul Isărescu să străduiește în chestiunea asta, să ia banii mulți din piață, face creditele mai scumpe, adică nu încurajează creditarea, numai ca pe vremuri. Deci aici luai un credit de consum sau un credit de casă ușor și tu te duceai să impulsionezi economia. Acum, din potrivă, o să fie al naibii de scump să-ți iei un credit. Nu o să-ți mai convină, că în 30 de ani o să plătești de o să-ți vină rău. De alminter, vedeți că roborul ăsta tot aduce câte 130 de lei la fiecare lună. Anca, salutare! Te descurci? Bună ziua, Cătălin, îmi cer scuze de pe acum că sunt cam emoționată. Da, n-ai de ce. Da, mă descurc și, uite, aș vrea să îi dau doamnei un răspuns, sau poate ție, un răspuns la întrebarea asta scurtă, ultima pe care ai adresat-o acum, ce ar trebui să facem ca să o ducem mai bine. Uite, eu, de exemplu, aș vrea ca românii să muncească mai mult. Ăsta ar fi un răspuns. Da? Okay. Nu să primim ajutoare, sau poate să și primim ajutoare, dar să muncim mai mult. Uite, eu pe persoană fizică, ca să zic așa, am o casă mare, o curte mare și aș avea nevoie de oameni care să vină la mine să mă ajute, da? să muncească. Cătălin, nu găsești absolut niciun om. Oricâți bani i-ai da, oricât de mult l-ai plăti, îți spun la telefon că vin, a doua zi nu vine niciunul. Cu 10 dacă vorbești, a doua zi nu vine niciunul. În firmă este exact la fel. Vorbani foarte mulți oameni, sunt foarte slab pregătiți și de muncit muncesc numai dacă întorci capul către ei. Acum îmi cer scuze că sunt sigură că în România există oameni care muncesc foarte mult și se străduiesc și au responsabilități mari, așa cum și eu am. Dar marea majoritate a oamenilor muncește puțin și vrea mulți bani. Sau așteaptă pomeni. Eu m-am săturat de aceste pomeni care ne-au făcut niște, adică, te referi oameni letargici, la... puturoși, care nu vrem de... Da, știu, s-au scumpit toate ca naiba și pentru mine s-au scumpit. Și sunt convinsă că sunt oameni sărmani care au puțin bani, care au muncit poate 10 de ani. Sunt de acord cu tine pe niște paliere. În ce sens? Sunt de acord că acest tip de stat social promovat de PSD, dar cred că și de liberali, ani de zile încoace, a dus la o piață așa, sărăciei. Și a creat acest model, a creat modelul ăsta în care lumea în România crede că îi se rezolvă o situație dacă îi se pune în față un bol. Cătălin. Da, știu, sunt de acord cu tine. Niciuna, doar le-a pus un vân în fața ochilor. Au impresia că dacă le dă 100 de lei în plus o să o ducă mai bine, dar nu e adevărat. Adevărul este că doar din mâinile lor pot ieși din această situație. Și dacă e o situație globală, pe lângă ajutoare, ar trebui să punem osul la muncă. Pur și simplu. Adică ce să facă? Să-și mai ia un serviciu, spui tu, să mai inventeze ce... Domnule, fiecare atât cât poate în dreptul lui. Am văzut niște pensionari la magazin unde mă mai duc eu, am văzut niște pensionari la casă. Uite, asta mi s-a părut o idee extraordinară. Foarte și pentru bine, pensionari bravo și pentru lor. Magazin. Dacă ar veni unul din băieții cu care noi lucrăm să zică, omule, am nevoie de bani, astăzi eu voi mai sta încă o oră, mai dăm 100 de lei, mai dăm 200 de lei, nu auzi așa ceva.
nu auzi, nu, ce să spun, așteaptă să treacă timpul și să le dai bani, cât mai mult dacă se poate. Ești angajator, îmi dau seama. Sunt și angajator și să știi că sunt și angajat. Și dacă vrei să știi, săptămâna trecută am auzit pe cineva cu care lucrăm că i-a plecat o persoană, mă rog, făcea un job și a rămas în aer și m-am gândit, băi frate, aș putea să-mi iau eu. Pur și simplu, de ce nu? Câștig mai mulți bani dacă aș avea timp. Nu se pune problema că nu am timp, într-adevăr avea nevoie de 8 ore și nu se poate la mine. Dar aș vrea lucrul ăsta, aș vrea să am mai mulți bani. Dar cum? Să cer cuiva sau să mă apuc eu și să fac mai mult în dreptul meu? Sunt perfect de acord cu tine. Ești un om care îmi dau seama că nu așteaptă mare lucru de la stat, dar știi ce aș aștepta eu în locul tău? Aștept, uite, de exemplu, ca în cazul tău, dacă ai al doilea loc de muncă, să am o taxare mai mică. Sau să am niște facilități care să mă invite să mă duc la al doilea loc. Nu mă pricep la chestiile astea, chiar nu mă pricep. Eu știu doar că românul, nu, când se duce în afară, Cătălin, muncesc de rup pământul, sunt terminați, vin niște oameni, sunt, ce să spun, muncesc de rup pământul. Când vin în țară, doresc salariile ca afară, ceea ce știi, sigur că nu prea se poate, dar nu muncesc ca afară. Și oamenii, nu știu, s-au învățat într-un fel. Deci, nu știu, au fost mințiți ani de zile și s-au învățat într-un fel și nu realizează că singura putere e la ei în mână, în primul rând. Încă o dată, Anca, mulțumesc. Singurul lucru pe care îl înțelege politicianul român despre funcție este a da și a împărți. Și a creat această cultură a datului și a împărțitului. Ori, aici nu merge cu cultura datului și împărțitului. Problema pe care o au față este atât de gravă, încât nu merge doar cu 50 de euro. Asta e ceva care îți speli imaginea în fața oamenilor care, într-adevăr, sunt într-un nivel de sărăcie ieșit din comun, da? Adică au pensii de 1200 de lei, pe ei îi poate ajuta. Întrebarea care se pune este dacă un politician român are capacitatea intelectuală și profesională de a răspunde la tipul ăsta de probleme. Acum, dacă aveți curiozitatea să vă uitați, a fost o întâlnire între guvernele României și Poloniei înainte de război sau când a început războiul pe la datele alea. E, uitați-vă cum stau hainele pe unii și pe alții. Deci, cam acolo e România. Și scuzați-mi interpretarea asta că poate haina nu-l face pe om, dar o să vedeți diferența de calitate. De asta mie teamă că în fața acestei spirale inflaționiste și în fața acestor probleme, politicianul român a venit cu, ok, e bine, până la un punct, hai să vă dăm ceva. Și ce urmează după aia? Aia e marea întrebare. La asta așteaptă oamenii răspunsuri. Și atenție, banii care se dau chiar la cei mai nevoiași dintre români, da? Încă o dată, a mai venit o propunere aici, a zis, domnule, salariul minim ar urma să crească însă doar voluntar. Companiile vor avea de ales dacă le vor suplimenta veniturile celor care primesc salariul minim pe economie cu 200 de lei, iar acești bani nu vor fi impozitați. Ok, da, ăsta e un ajutor. Liviu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua. Liviu sunt. Părinte a doi copii, unul de 3, unul de 5, cu un venit de 5.500 până mai acum 2 luni, după care am primit o penalizare de 20%. Cine, tu? În penalizare salarială, toți angajații firmei. Așa. Și nu știu cum ne mai descurcăm acum, ca să zic așa. Banii ăștia 5.500 îi aduceai doar tu sau erau banii? Îi aduceam doar eu. Soția este încă acasă, are grijă de copii. Am înțeles, e maternal. Ce ar mai putea face politicienii noștri, în afară de a da pomeni electorale oamenilor care pot fi manipulați, că ăștia pot fi manipulați, ar trebui ei să se ducă la UE și să încerce să ne bage în Schengen, să avem și noi aceleași drepturi ca și cetățenii europeni, că și noi suntem cetățeni europeni, și ne aliniem și la salariile lor, că la prețuri ne-am aliniat deja. Dacă politicienii noștri cred că ne putem descurca în felul ăsta, se înșeală amarnic. Cu 50 de euro dați unor sărmani în condițiile în care 50 de euro ăștia înseamnă creșteri
pentru toată lumea, la prețuri. Dar și cu plafonarea prețului la curent, Liviu, adică plafonarea prețului la curent e, nu-i pentru toată lumea. Nu e. Sunt dacă colegi care vorbesc până în 300, ei, până în 300 până de kilowatt, știi ce zic. Nu se aplică întotdeauna. Nu, de la 300 în sus, ce, adică sunt greșite facturile, vrei să-mi spui, că așa a zis guvernul, domne, de la 100 la, până la 100 un prag, de la 100 la 300 alt prag, de la 300 da, înseamnă că ești bogat. Și au înțeles furnizorii de electricitate să trimită câte 2-3 facturi pe lună. N-am Suntem înțeles. Plafonați, foarte bine. Da. Bun. E o idee, adică, da, Schengen. Ei cred că ar trebui să marjeze foarte mult pe partea de UE, că acum cu războiul România e cea mai bună. Dar România e cea mai bună unde? Doar să ținem ucrainieni în țară, să nu-i trimitem în Europa, le dăm niște bani de la UE, ne bucurăm că ne bucurăm. Se bucură persoanele care țin persoanele din Ucraina în gazdă, să zic, că primesc 50-70 de lei pe zi. Și spunem, vai, a crescut consumul, chiar crește consumul alimentelor, să zic, sau al carburanțului, în condițiile în care s-a scumpit. Mamă, ce bani mulți au românii. Dar noi avem vreo 20 sau 30 de mii de oameni în plus în România, în plus față de ce avem. Cred că spre 80 de mii în momentul ăsta. Poate, da, am pierdut eu firul, probabil. Spre 80 de mii, da, oamenii ăștia, dincolo de consum, dacă am reușit să integrăm în muncă, acolo unde avem nevoie de ei, să știi că ar fi o binefacere pentru foarte multe companii românești, la modul cel mai sincer. Este normal, este normal. Deci munca trebuie să producă bani, nu omul care stă pe marginea drumului mai primește 50 de euro, păi îi primește degeaba, pentru că el nu face niciun efort să primească, el și trăiește și cu 100 de euro care îi lua, să zic, și trăiește și cu încă 125, de fapt, că ia 50 de euro, stai praf în ochi. 50 de euro, nu faci nimic cu ei. Dacă stai să te gândești, o pâine de la 1,60 lei, cât este la mine acum, ajung la 2,60 lei. Ăsta e caz de... pentru condiții speciale. Mulțumesc tare mult. Ăștia 50 de euro nu se duc în toată populația, se duc la oameni chiar foarte nevoiași. V-am întrebat astăzi, care-i suma decentă de care ai nevoie zilele astea în România să te descurci? Și da, dincolo de tipul ăsta de ajutor pe care guvernul îl promite, ce ar mai fi de făcut? Ciprian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, bine v-am găsit. Uite, deci și acum, ascultându-mi pe... Liviu. Intervenientul, pe Liviu, așa, tot așteptăm de la Schengen. Dar noi nu știm ce înseamnă Schengen, frate. Deci nu se poate așa ceva. Ce să-ți facă Schengen? Schengen este cu totul altceva. N-are legătură cu economia, n-are legătură cu salariile, n-are legătură cu nimic. O mai bună circulație a mărfurilor mai ușoară. Da, nu este, nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Trebuie să săpăm mai adânc să vedem ce înseamnă Schengen. Schengen este cu totul altceva, n-are legătură cu economia. La ce se gândea omul respectiv? Da, da, intrarea într-un spațiu... pentru că n-are legătură cu randamentul nostru economic, cu sistemul nostru de protecție socială sau cu sistemul nostru fiscal. Aha. Ia să vedem, că ai intrat aici chestiunile importante. Ce problema? Noi avem două probleme foarte mari. Una este de sistem. Sistemul, cu tot ce conține el, impozitare, amendare, persoane fizice și juridice, tot, deci tot întreg tabloul prin care statul colectează diferite taxe și amenzi și așa mai departe. Deci, în primul rând, acela trebuie regândit și pus pe tapet. Și nu trebuie regândit. Vedeți frumos, care ești mai tare? Neamțule, germanule, dă și mie, bă, cum tabloul ăsta al tău, cum impozitez, cum amendez, cum faci, cum treci, să mă inspir și eu din el, să-l copiez, să fac ceva, că oricum nu o duce capul. Ca să recuperezi zona aceea gri din economia românească, exact, sau zona neagră. Dacă România colectează, stai să le spunem oamenilor, România colectează cei mai puțini bani din economie față de toate statele europene. Adică nu suntem capabili să luăm taxele. Exact. Asta e o dată. După care mai avem problema sistemului prin care dăm aceste facilități facilități ajutoare sociale și mai departe. Pentru că dacă tu ai face o lege prin care îi spune, bă, niciun ajutor nu se dă decât pe categorii complete, nu categorii cum avem noi acum, dăm ajutor 50 de euro la ăia mărți. Nu, frate, când s-a întâmplat o criză în 2008-2009 groaznică în lumea asta, statul australian, dau un exemplu care îl știu concret, a zis, băi, se blochează economia, ce fac?
toată lumea strânge bani, îi mai cheltuie, ține și mi se blochează fluxul de cash, cash flow-ul, nu? Astipă a trimis fiecărui cetățean, pensionar sau care era angajat, un cec de 850, nu voucher, un cec de 850 de dolari. Și a zis, dragilor, cheltuiți-l. Asta a făcut și statul american în pandemie. E o soluție. Exact. Deci, da. Băi, oameni buni, dar nu se poate să dai numai la anumite categorii, pentru că tu pe ăla mai amărât când îl ajuți tu ca primar și îi scoți, că noi știm cum se le iau la noi. Se dă sacoșa cu ce se dă și cu 200 de lei acolo pentru vot. Și după aia îl mai ții agățat cu ajutoare sociale și mai departe. Și ăla nu are niciun interes să ducă la muncă. Da, aici nu știu dacă... sistem. Ăsta este sistemul. Sistemul trebuie schimbat din rădăcini. Din păcate, nu avem cu cine. Și ai făcut referire mai devreme cum arătau politicienii români de la vârful statului alături de cei polonezi. Și fonați și ponosiți. Stai să spun. Hai să lăsăm hainele. Suntem mai rupți puțin, da, să zic așa, în fund. Dar cum vorbim? Nu avem la ora actuală în capul statului niciun politician care să aibă un discurs corect și fluent și o idee. Deci nu mai știu de când am mai auzit un politician să vorbească ca un adevărat lider, ca un adevărat politician. Nu mai e nici asta care te inspire. Exact. Și se aici... Stilă. M-am uitat la fost Zelenski în Parlamentul României. Lăsăm la o parte problemele tehnice că suntem, numai la noi se putea întâmpla așa ceva. Adică nu... Nu mai e nimic surprinzător. Să n-ai sonor, să n-ai aia, să încurci canalele, să dai vina pe polonii, pe ucrainieni, să faci, știu, găsești tu o scuză, nu-i problemă. Înțelegi? Băi, frate, dar să nu poți să spui să ai una, deci niciunul din cei trei care au luat cuvântul de-ai noștri, să nu aibă un discurs elocvent, să aibă un discurs care să transmită ceva. Eu care mă uit ca bou la televizor să zic, mamă, ce tare, ce bine a spus, ce cu... Bă, nimic, nimic. Da. Și noi ăștia ne conduc, hai să fim serioși. Nu, zic ăștia eu, trebuie să ia decizii, ăștia trebuie să ia decizii. Și ei trebuie să hotărească lucrurile complicate de care spui. Deci și la revedere și când ne ducem în jos pe linie, păi acum a ajuns să ne batem, să ne angajăm toți la stat, că e bine. Mulțumesc tare mult. Ar trebui să facem o emisiune despre asta. Dar, domnule, există tipul ăsta de angajare la stat, dar Guvernul României trebuie să înțeleagă că e un moment de cotitură, de inflexiune, în care doar acest program de ajutor nu ajută foarte tare sau ajută parțial, temporar. Aveți de dat drumul la șantierele PNRR, sunteți în întârziere, acolo sunt niște bani de cheltuit, aveți de atras forță de muncă, nu aveți nicio idee cum se poate face chestiunea asta. Nu știți la fel de bine Guvernul României cum recuperați banii din taxă care încă plutesc pe acolo. Astea sunt lucruri pe care dumneavoastră, membrii ai cabinetului, trebuie să le faceți. Că dați 3,4% din PIB pe programul ăsta, e glorios, dar știu de unde o să luați banii. Din împrumuturi pe care România le plătește cel mai scump în momentul ăsta. Florin, de câți bani ai nevoie într-o lună? Salut! Sau nu? Salut, Cătălin. Nu știu, în principiu, sumele care s-au vehiculat până acum sunt aproape de adevăr, undeva la 6.000-7.000 de lei. Cred că în România îți pot ajunge de persoană, nu știu dacă de familie, ca să trăiești decent. De persoană, zici? 6.000 de persoană? Da, da. Cred că pe acolo ar fi un venit decent în România. În cazul în care dorești să și trăiești, nu mai să supraviețuiești. Așa se pune problema. Și legat de problema cu, nu știu, situația în care se vor da cei 50 de euro pentru persoanele nevoiașe, ca să zic așa, cred că este o apă de ploaie. Nu știu dacă cei 50 de euro vor rezolva problema. De asta și zic și nici n-am vrut să insist asupra lor, pentru că mie mi se pare că le pune niște bani în mână într-un moment complicat dacă, pentru viața lor. Nu ajută pe cineva nu, în situația ajută, asta. Ajută cât să-și ia o pâine. Da. Dar nu e... Exact. La momentul ăsta, dar nu cât, aici... cât va putea fi susținută? Aici te întreb, Florin, dincolo de asta, ăștia-s bani pentru oamenii nevoiași. Clasa muncitoare a României, oamenii ca tine care vor să facă iaca mai bine de 10.000 de lei pe lună într-o familie, cum procedează, domnule? Ce nevoie ai? Cum o să faci? Păi pentru noi am avut o antevorbitoare care a zis care ar fi soluția pentru cei care vor mai mult. E să muncească mai mult. Altă soluție nu există. Asta e cam singura soluție pentru noi.
în situația asta în România. Probabil să ai ori un job care să-ți ocupe toată ziua din lumină, ori să ai 2-3 joburi, să mai faci ceva extra ca să suplimentezi veniturile, că să stai să aștepți de la stat e cam complicat în România. Și nu e o soluție. Cei care au auzit acum că se vor da cei 50 de euro, probabil că își freacă mâinile, probabil că sunt aceiași care primește ajutor social sau în unele cazuri nemeritat. Nu, dar asta e o altă discuție. Nu, nu e aici. Pe lista asta, că m-am uitat pe ea cu atenție, nu e. Chiar e deci vorba de niște oameni. A, nu e vorba de cei de acolo. Da, da, da. Ai impresia că sunt cei de la venitul minim garantat. Totuși, cred undeva. Soluția ar fi pentru cei care vor mai mult să muncească mai mult în România. Odată asta. Dar v-am zis, asta ar însemna ca să ai un program de muncă de 10-12 ore pe zi ca să ajungi la un venit pe care poate în Germania l-ai obține în 8 ore. Da? Și atunci gândești că dai ceva la schimb. Vrei un venit mai mare, renunți la timpul petrecut cu familia sau chestii de genul ăsta. Dar și legat de industrie avem o problemă noi. Că mai devreme ai zis că avem România stă destul de bine comparativ cu acum 30 de ani. Foarte bine. Clar, da. E posibil să stea foarte comparativ cu acum 30 de ani foarte bine. Dar întâmplător am locat într-un orășel, în Târgoviște, da, și acolo, dacă nu știu dacă știți, e Mecelul. Da, e un combinat mare. De oțelul special, care la momentul respectiv, din ce știu din înainte de, nu știu, poate după și după 89, chiar avea undeva la 13.000 de angajați. La momentul ăsta avea câteva sute. Când am lucrat eu acum 5 ani. Da, e adevărat. Poate lumea se schimbă, se tehnologizează, poate face, poate însă vinde produse mai scumpe. Cu o tehnologie mai bună. Înțeles, nu despre asta trebuie să fie vorba. De ruși era destul de performant. Deși, probabil că ar fi avut nevoie de niște investiții, dar putea fi adus la nivelul de performanță al unor companii, știu eu, din Germania. Că poate un exemplu, e mult prea greu să ajungi acolo, dar din Polonia. România, da? Mulțumesc tare mult, Florin, cred că mai avem vreme de un singur telefon. România a avut în 2021, în primele luni ale anului, exporturi de 68 de miliarde de euro. Nu e rău, nu? Aș zice. Doar că importurile au fost de 89 de miliarde de euro. Trebuie să țineți cont de chestiunea asta, da? Cristian, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Te descurci. Salut pe ascultătorii tăi. Deocamdată bine, ca să zic așa. Și eu, ca fiind ultimul apel, aș putea trage concluzia cu un proverb românesc. Guvernul României bate calul care trage. Niciodată nu se bate calul care nu trage. E cel mai simplu, adică atât pot politicienii noștri. Dacă te prind, exact, te taxează. Exact. Pentru că creditați, în momentul de față, nu sunt oamenii cu veniturile foarte mici. Mă refer cu minim pe economie. Marea parte a creditelor cred totuși că sunt imobiliare, adică oamenii care se duc la serviciu în fiecare zi, muncesc și își achită ratele la bancă, taxele către stat și așa mai departe. Și face exact ce face dintotdeauna, strânge de la această clasă, de la clasa de mijloc, cum ar veni. Micuța clasă de mijloc a României. Asta a făcut. Atâta poate politicianul român. Dar să știi că aici și-a dat mâna cu băncile din România, care creditează mult mai ușor investiții imobiliare decât afaceri. Știi ce greu intră banul din bancă într-o afacere? Aia e bătaie de cap, e risc mare. E adevărat, e foarte, foarte greu, că sunt riscuri mari. Deși să știi că nu există o explicație rațională și logică de ce în România încă mai există credite cu dobândă variabilă. Mă refer pentru creditele ipotecare. Cum nu există? Chiar nu există. În toată Europa, peste tot, este o dobândă care este fixă pentru cel puțin o perioadă de 10 sau 15 ani. Domnul Isărescu nu i-a bătut peste mânuțe. Spune-mi, în 10 secunde, ai o așteptare de vreun fel de la statul român sau? Sincer să fiu, nu am niciun fel de așteptare. Toată viața am lucrat, voi lucra în continuare și în momentul în care nu se mai poate trăi aici, facem ce au făcut cei 4 milioane jumate. Mulțumesc tare mult. Păi ce concluzie să mai pui la așa
zicere. Stimat guvern, nu merge doar cu programul de ajutor social. Trebuie să găsiți ceva mai mult. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.